Bună seara, oameni buni și dragi! În această seară vă salutăm de la Tulcea. Mergem să facem o frumoasă surpriză. Prea multe detalii nu o să vă dăm, deoarece e o surpriză mai deosebită. Rămâneți alături de noi să vedeți despre ce este vorba. S-a mai dus încă una, s-a mai dus un an de zile, și cu drag bea un pahar cu prietenii lângă mine. Bună seara, bună seara, oameni buni și lume multă! Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara! Vârsta este doar un număr, eu sunt către mântânări. Simt în fiecare zi bucuria de a trăi, am cu mine prietenii. Vârsta este doar un număr, eu o suflet rământ în măr. Simt în fiecare zi bucuria de a trăi, am cu mine prietenii. Bună seara, bună seara, vă mulțumim din inimă pentru primirea făcută. De asta spuneam că nu pot să dau detalii. Surpriza era pentru colaboratarea noastră, pentru nora noastră, pentru Elena. La mulți ani, am păcălit-o, să știți, și a scris singură mesajul. Nu a știut ce o așteaptă. Toată lumea era plecată, nimeni nu era disponibil. De asta ziceam că bem un kilogram de vodcă. Băi, dragă scumpă noră, dragă Elena, cine crezi că a organizat această surpriză? Cine ți-a pregătit-o? Și dacă nu e iubitul, soțul? Dacă nu e agariciu. Și dacă e poștașul? Nu, agariciu n-a făcut nimic. Băi, și dacă e poștașul? Băi, noi avem poștăriță. Dar uite... Ăla care ia apa. Avem o dedicație muzicală pentru tine, care cu siguranță o să te ajute. Ascultăm, da? Și citim și mesajul, că știi doar că l-ai scris cu mâna ta, dar nu știai că e pentru tine. Ia să auzi melodia. Poți să-mi iei tot ce-am mai scump de noi, zilele, nopțile sau anii de vei, să mă lași singur într-un loc anul, de unde să nu pot vreodată să mă întorc la ei mei. Dar să nu iei niciodată dragostea, dar să nu iei niciodată dragostea. Poți să mă faci una pe pământ, să-mi calci în picioare de o mie de ori, să-mi sfârșit cu dinții și-apoi să chem vânt, să-mi împrăștie trupul într-o mie de zări. Dar să nu-i niciodată dragostea, dar să nu-i niciodată dragostea. Fica tu, John Samuel.
Te-a ajutat melodia? Te-a ajutat, nu? N-a fost nici poștașul, nici... Da? Ia că avem și mesajul. L-ai scris cu mâna ta. Nu știu dacă îl mai ții minte, dar... O să-l dăm citire. Da? Draga mea, din suflet te spun că tot ce simt pentru tine este real și frumos. Mă simt ca la începutul relației. Momentele petrecute împreună, amintirile de până acum, dacă încerc să le pun pe toate într-o carte, aceasta nu va avea sfârșit, cum nici iubirea mea pentru tine nu are. Te iubesc și din adâncul sufletului meu îți doresc un călduros la mulți ani, cu sănătate, fericire și tot ce are mai bun viața să-ți ofere ție, pentru că le meriți din plin. Cu multă dragoste, al tău soț și Sara. Și întreaga gașcă Zurli, de asemenea, clanul Tartarici, îți urează un călduros la mulți ani. Să facem în sănătatea și în cinstea ta și la mulți ani și pentru toți cei prezenți aici. Bă, cu metri, dar cu coșete și mă. Vrei, ia să vedem ce scrie aici. Ei, scris de mâna cu creionul, grijă pix n-am avut în casă. Dacă... Aveam emoții, mă, că n-am fost niciodată atât de sentimentală. Tu care participi și organizăm împreună surprize, nici te aștepta la așa ceva, nu? Nu? Și ți-am făcut-o, nu? Surprinzătorului se face surprize. Vrei să le transmiți ceva? Da. Să fie sănătoși și să mă iubească la fel ca și până acum, până noi murim. Nu-l citești. De asta ziceam că nu-l citești. Și noi surprize și întreaga gașcă de aici îți dorim multă, multă sănătate, toate cele bune și Doamne ajută, petrecere frumoasă!